Un minor a fost rănit ușor în urma unui accident rutier petrecut în județul Sălaj. S-a întâmplat marți, 16 februarie, în municipiul Zalău, când șoferul, un tânăr de 25 de ani, din Bălan, în timp ce conducea autoturismul, la efectuarea virajului la dreapta pentru a intra în parcarea din piața Iuliu Maniu, a acroșat un copil de 10 ani care circula neregulamentar în afara trotuarului. Victima a fost transportată la spital pentru investigații. Cercetările continuă pentru vătămare corporală din culpă.